nu cu bani. Dacă aveți obiecțiuni la verbal la ședința de oară. La procesul verbal? Da. Aș avea eu o remarcă aici. Da. Doamna secretară? Este. Copiți, sunt aici. Așa. Eu am zis de mai multe ori, dar... Ah, da, s-a schimbat acum acolo. Că nu am fost contactat pentru întâlnirea aia ad hoc, care eu considerare, în continuare consider că a fost ilegală. Și nu am văzut, n-a regăsit în procesul verbal. Ați omis, ați uitat, n-ați auzit. De vreo trei ori v-am întrebat. O să menționez în procesul acesta mențiunea noastră, da? Că nu am fost... Dar eu știu că v-am... Păi, am citit, chiar am citit procesul verbal și n-am găsit. Am să menționez procesul verbal. Mulțumesc. Da. Nu, am zis mulțumesc. Da. Mai am de ceva. Da. Am citit și un proces verbal de 2-3 ori. M-am gândat la fiecare a luat pe vreodată. Dar chiar dacă domnul Bagă a fost pe doamna secretară, că n-a trecut în procesul verbal pe cât a fost ilegal, dumneavoastră. Are legii de dumneavoastră. Eu știu că a fost legal din punctul de vedere. Dar și m-a interesat aici în procesul verbal și am rămas așa la domnul Bagă. Spune la un moment dat, interesul dumneavoastră, ca să trebuie la doamna secretară, e să puneți ședințele când Barna nu este în localitate. Rugămintea mea, domnul Barna să le iau explicații. Eu n-am înțeles. Așa că sau s-o propoziție. A doua chestiune. Mă lăsați stezi. Păi, ai zis să vă dau explicații. Am crezut că acum. Nu. După aceea. Am făcut un fel de contabilitate aici și am numerotat toate intervențiile colegilor noștri. Pe primul loc, domnul Ciprian Barna, de 20 de ori a intervenit. Pe locul 2, Ivo Titi, 19 intervenții. Fără bilet. Corect. Da. Și e ceva rău în asta? Nu! Păi, stați ceva mobilizatorii. Dar de ce mă trebuie? Stați să pierzi. Domnul Ivu, lăsați-o să nu mai intervin, că așa e nevoie. Încă deja pe 12 intervenții, Gornicu Pavel, Vacaru Pavel, pardon, o intervenție, Sandu Cătălin, 5 intervenții, Leon Vasile, 2, Ivu Ioac, 1. Am puțin. Mă gândeam. Ai uitat nimeni. De la 20, poftim. Domnul Rață, nu ai uitat nimeni, dar nu la ședința trecută, la celălalt. Nu, la ședința trecută. Ah, scuze. Mă gândeam așa, de la 20 de intervenții la 5-6 intervenții, deci mi se pare că am distanța cam mare. Și am făcut un calcul. De exemplu, la 20 de intervenții, pentru o intervenție, 3 minute. Este o oră? Da. Mai punem o oră la domnul Ivu Titi, că-s 19, și până la 20. Deci, ai mult 3 minute, domnul învățător. E mult. Într-un minut, ce ai dispus de terminat? Mult. Eu sunt de acord și un minut. Vă încadrați într-un minut? Eu de obicei m-am încadrat, sincer, da. Acum. Da. Bă, scurt am întrebat și am răspuns. Da. Eu propun două condiții. Practic, sunt serate în regulamentul funcționarea Consiliului Local. Să limităm acest timp și să fie întrerupt în momentul când nu se discută direct la proiectul pus în discuție. Depășește termenul. Poftim? Depășește termenul, nu ce se discută. De exemplu, propunem 3 minute, scuze, da? Se ducem pe da, 3 da, minute, da, la 3 minute întrerupt, dar nu contează ce, că dacă unul vrea să apuce, na, amețuiește, tu vorbește aiurea. 3 minute și costă asta. Da. Dacă în 3 minute n-ai reușit să formulezi o... Să fii zanătos. Păi da, îți concentrezi. Cum vreți să fixați. Corect. Astea sunt cele... Și eu, pe cuvânt... 3, 5, 10. Eu felicit pe doamna secretară că a reușit să scrie în procesul verbal aproape toate discursurile colegilor. Mai ales, având în vedere că la începutul ședinței a fost supusă unui presiuni foarte mari. Știți de ce e vorba.
Da, sunt registrate. Poftim? Dar da, să registrate. Sunt registrate, da, da. Uitați cât de hârtie aici pentru... Da. Ok, da. Deci, astea ar fi problemele care le lipă din procesul verbal. Eu sunt de acord și o felicit pe doamna secretară care a fost totuși să treacă în procesul verbal esența discuțiilor de la ședința trecută. Supunem la vot proiectul, procesul verbal la ședința anterioară, pentru adică cine este pentru? Să abține cineva împotrivă? Toată lumea este de acord. Numai o mică intervenție înainte de a da cuvântul domnului primar de a citi ordinea de zi. Vreau să spun că în regulament, domnul Barna, noi sunt înregistrați. Da. În nu, regulament strică, n-aveți voie. Pe mine mă înregistrez. Nu. Nu să, dacă este regulament și aprobat, vă rog să închideți telefonul. Dar n-am cum, eu mă filmez pe mine. Transmisiunea îmi spuneți dumneavoastră legea, în baza căreia să închidă telefonul și eu îmi este regulamentul de noționare și transmisia live. Sunteți în eroare. Numai înregistrare se poate. Sunteți în eroare. Transmisia live, ședințe publică, transmis live, nu poate modifica nimeni. De exemplu, eu nu înregistrez, da? Eu dau live, dar nu pot să spun nu da live, pentru că omul trebuie să vadă. Dacă o registrez, pot să mă duc acasă să o fac cum vreau eu. Deci nu o registrez, o dau live, când e nevoie, da? Deci nu există lege ca o ședință de Consiliul Local. Ați citit regulamentul de funcționare și după aia. L-am citit. Domnule, ești de transmisie live, deci nu înregistrează. Ca să o registrez... Nu, pot să vorbă. Deci, toate telefoanele pe masă, cum îmi deranjează. Ca să o registrez... Dar dacă s-a votat un regulament, hai să fim legali. Nu credeți. Deci, răspunsul pentru domnul învățător mai dau sau nu? Ați zis că vrea un răspuns de la mine, o explicație. Da, divers. Deci nu avem nimic de ascuns. La live nu se ascunde nimic. Da. Și segmentele care ne aparțin. Nu sunt domnul dumneavoastră, se ascunde nimic. În conformitate cu dispoziția articolului 134 privind codul administrativ și codul de procedură civilă republicată cu modificări și completări anterioare, se convocă ședința ordinară pentru data de 31.03.2020, începând cu ora 13, având următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării de drept a mandatului de consilier local înaintea de expirarea duratei normale prin demisie a consilierului local Ivu Ion și vacantarea mandatului de consilier. Proiect de hotărâre privind aprobarea controlului contului de execuție a bugetului local pe anul 2020. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune, proprietate privată a Comunei Balcan, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire și a modului de contract în vederea concesionării prin licitație publică deschisă a unui lot în suprafață de 1000 metri pătrați, situat în extrabilanul satului Schitul Frumoasa, punctul curături, parte din domeniul public identificat prin plan de situație. 5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Schitul Frumoasa, Comuna Balcan, județul Bacău. Sunt diverse. Am înțeles că mai are doamna secretară o cereri, da? Sau o cereri. Nu, este acel raport de la asistența socială, la departamentul de asistență. Nu, cu domnul Iuba. Cu domnul Iuba. E acolo la... Da, o depus o cerere, domnul Iuba, care trebuie citit. Da, domnul Iuba și raportul acela care de asta l-ați avut la materialul de ședință privind... Nu, eu. Da? Nu l-ați avut? Iuba, nu. Plus că eu am depus, nu am. Dumneavoastră, nu, dumneavoastră ați depus o cerere ca să o prezentăm în Consiliul Local. Și o cerere, Sper că nu ați uitat. Da. Cam asta era. Nu eu, mai multe societăți. Da, în numele mai multe societăți, printre care vă regăsiți și dumneavoastră. Exact. Da. Spune la vot ordinea de zi. S-ar tine cineva? Potrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale prin demisie a consilierului local Ivu Ion și vacantarea mandatului de consilier. Nu, nu. Nu mi-a fost depus cereri.
când intrați în Consiliul Local, e o tunelă. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține cineva? Potrivă? Toată lumea. Trecem la punctul 2, ordine de zi. Trecere privind aprobarea. Aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2020. Până la banii care s-au cheltuit în partea unui material, care a fost la ședința de comisie, și s-a explicat doamna contabilă. Da, domnul Barna. Ne vrea cineva să intervină, domnul Gânga? Dacă ne vrea, vizita de zi. Da. Am citit materialele, sunt în temă cu toate sumele de aici. În continuare, mi se par mult supraevaluate toate lucrările și toate cheltuielile făcute de Primăria Balcani. Dacă citim așa fugitiv niște sume pe aici, ne speriem. O instalație de încălzire la dispensar costă 700 de milioane la Balcani. Construcția terenurilor de sport, până la urmă, văd că a costat 50 ceva de mii de euro, nu 20 ceva, cum ați mințit la început. Și așa mai departe. Deci toate sumele de aici, o să fac niște fotografii și o să le pun pe internet, să le judece lumea. Că eu degeaba spun că sunt umplate, că sunt supraevaluate. Nu sunt eu în măsură să pun oferte, eu doar îmi dau cu părerea și încerc să reprezint interesul oamenilor care m-au votat. Ți-ai mai dat cu părerea. Da, atâta vreau. 70 de ani și 4 instalații. Nu, aici scrie în felul următor. Instalație de încălzire, dispensar, schitu frumoasă. 70 de mii de lei. Nu? Hai cu acești domnul. Să vezi. Mai citesc? Instalație de încălzire, căminul cultural frumoasă. 60 de mii de lei. Instalație de încălzire, sală de festivități, Ludaș. 40 de mii de lei. Da? Construcție teren de sport, Ludaș. 250 de mii de lei. Schitul frumoasă, 250 de mii de lei. Construcția a două monumente, 70 de mii de lei. A fost... Da, banii prins pentru a asta s-a prins la inițial, aici este suma estimată. Este o sumă estimată, dar nu s-a cheltuit atât. Dar la contabilitate vezi. Aici unde s-a plătit. Deci asta e suma cea mai scumpă la plăți efectuate, deci ultima. Cea mai atent, fiți mai atent, domnule. 45 de matematică. Cea mai scumpă la Rățeni 40-400 de milioane, fiindcă și etajul are creșterea și mai mult. Direct e 300 de milioane. Da. Inclusiv... N-am mai găsit telefoanele. Cât mai sunt telefoanele? Telefoanele? Tot 950 milioane. 1600 de lei, 1600 de lună. Lunar. Da, ori 12 luni, 1 miliard pe an. De 16... Cine e făcut limba matematică? Da. Cu mama mea tale. Da. Da. Bine, nu mai ești, mă, tine și de părinți. Te-ai legat de mine toată viața cu tine și părinți. N-am cum, eu nu m-am legat de nimeni niciodată. Da. Domnul Vinda. Hai să fie legat. Da. Nu mor caii când vor câini. Nici când vor stăpâni. Domnule primar. Nu mor eu când vrei. Da. La fel cum a zis domnul Barna, verificând materialele, am văzut că s-au făcut lucrări. Este... Eu unul mult de lucruri s-au făcut, dar referitor la suma de 70.000 de lei, s-a achiziționat destul de clar monumentul la Rudaș cu 45.000 de lei. Scrie destul de clar. Da. Da. Unde vreau să ajung eu? Deci în 2016 am pus problema ca să ajutăm parohiile. Domnul Dumnezeu, cu contul de execuție, pentru că văd că în afară de 45.000 de lei s-a mai cheltuit încă 241.000 s-au dat la biserică. Dar ăsta nu s-a luat din banii bisericii, mă numesc. Nu, dar dați-mi voie ca să spun. Pe mine mă bucură când văd că se dă, pentru că fiecare parohie are de cheltuit niște bani, are investiții și să nu fie toată povara asta pe capul enoreiașului. E foarte bine când ajutăm. Și când am văzut 241, s-o luat. Nu mai fi bani.
Da. Dar... Sunt 2.400.000. 241.000, vine 2.400.000. La ce? La toate parolele. Eu la ce vreau să ajung? 2.500.000. Domnul Titel, dați-mi voie. Eu în 2016-2017, când o ars casa parolială la Sfântul Frumoasă, eu acordat o sumă mică. Dar nu mai hai să faceți... Trebuie în fundul gol. Atunci tot dat mai mult la Frumoasă. Ei, acum... Vreau să spun că din 2.400.000, din 241.000 de lei, la Sfântul Frumoasă s-au dat numai 10.600, deci numai s-au dat numai 106 milioane. E 2020. Tu iei pe un an de zi. Pe un an de zi, da. Dar iei pe ultimii 5 ani, că eu la biserică să dau banii la cam la fel. E notat. Deci, și vreau să spun eu, în momentul când faceți bugetul local, vreau ca anul ăsta să aveți în vedere și cheltuielile care le avem. Avem multe de luat și la Sfântul Frumoasă, și mă bucur când se dă, s-a alocat o sumă destul, ca să-i putem să dăm la fiecare. Da. Deci dacă anul ăsta a dat mai mult la Rudaș sau la Frumoasa, în 2020. Deci, în 2021, să vă orientați și la celelalte biserici, că sunt preoți care prea insistă, dar e nori așa o nevoie. Chiar vă rog foarte, foarte, da. Altceva ce vreau să spun. La modernizare de la Sfântul Frumoasă la Căpățâna au fost propuși 951.000 de lei. Iar la Rudaș au fost 0, da? Ei, după cum știți, s-au făcut lucrările care le-ați făcut cu modernizarea linii 1, 2, 3. Da, asfalt, da. Și au costat total aproape 942 linii. Bănuiesc că sunt tocmai banii aia care s-au retras de la Căpățâna, pentru că, după cum arată, au fost cheltuit, probabil, pe documentație, numai 3.998. Aș vrea ca pe 2021 să aveți în vedere, să prindeți lucrarea la Căpățâna. Ajunge la proiectul. Un pic de răbdare, dacă mai am. Așa, referitor la căldură, la cum s-au dat la centrale. Eu aș vrea să tot în zona aia mă doare, la Sfântul Frumoasă, unde s-au alocat, s-au cheltuit 200 și ceva de milioane pe centrală, ce a spus acolo. Ar trebui ca cine a făcut lucrarea respectivă să vină să vadă. Și trebuie făcut o modificare. Nu-i cum sunt cerințele, deci e foc în interiorul la dispensare exact, unii să stei viitorul care vine, că am înțeles că vine medic de familie, care vrea să facă focul, să fie separat și centrala să funcționeze. Ca să dăm 200 și ceva de milioane la sănătate, că sunt trecute, grup sanitar dispensat Frumoasă. Ăsta, la vechiul n-ați mai alocat, au fost alocat, dar n-ați mai dat nimic, deci n-ați mai investit, da? Am înțeles. Iar la Sfântul Frumoasă, deci au fost propuși 70.000 de lei, după cum vreți, dintre care s-au cheltuit 217 milioane, 21.707. Ei, cu 21.707, trebuia să fie căldură. Momentan nu este. Nu știu ce dacă acolo, nu faci foc, nu e mai căldură. Ei, probabil. Deci acolo trebuie băgat un sac de pereți, dar da, drumul la foc și ai cu o căldură. Probabil. Eu nu mă duc să-i fac foc în fiecare neață. Dacă dă Dumnezeu și ne vine medicul de familie pentru că dorește tot schitul, o să vadă ce mai este nevoie și hai să finalizăm lucrarea de la... Acum e cam finalizat, mai trebuie, dacă să vină doctorul, să vadă. Doamna doctor care a fost, era frică sare în aer central aia, din acolo, da? Deci, aia eu... O scoatem pe vol, nicio problemă. Dacă așa se vrea, doar cât îi facem o cauă și scoatem, nu-i mare scofală acolo de rezolvat problema. Nu-i... Da, referitor la acest proiect de hotărâri, cam atât am avut de spus. Da. Dacă mai vrea cineva să încerdină? Da. Nu vrea nimeni? Da. Până la vot. Da? Vreți dumneavoastră? Da, am trecut și eu prin proiectul ăsta de hotărâri și m-am putat la el. Trebuie să vă spun, nu sunt specialist. M-am uitat și la posturi. Da. Nu știu ce măsură aș putea eu să spun că prețurile sunt prea mari sau prea mici. Acest lucru îl poate hotărâ Curtea de Conturi, vă zic în control. Și sper că dumneavoastră n-ați făcut asemenea gafii încât să
se poate întâmpla o nenorocere, problema asta. Da. Eu așa zic eu. Și am, eu asta vreau să cred lucrul acesta. Da, într-adevăr, cine a făcut acasă instalații din călzire, alte modernizări ale locuinței, poate îți dă seama cât de scumpe sunt toate. Cât de scumpe, nu mai vorbesc de manoperă, păi da. Manopera. Ținând cont că aproape jumătate stac și impozite. Da, și noi acasă nu îi plătim. Acasă. Da, dacă nu faci nimic în viață, trebuie să vorbim. Normal, manopera ajunge cam cât... Aproape cât materialul modern, nu știu mai bine. Dar n-am făcut obiecțiuni la... Eu zic din punctul meu de vedere. Și am luat încrederea că nu s-au făcut. Nu, dar au fost verificate, am avut și reclamații. Eu așa cred. Asta să vadă pe cineva în fața camerei. Da? Așa, așa, așa de făcut să pot face. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci haideți să ridicăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pentru. S-a abținut cineva? 4 abține. Deci în punctul următor. 3. Da? Proiect de operare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune, proprietate privată a unui vacant de suprafețe. Nu? Nu, continuăm. Discuții. Să vă lasă discuții. Cu fermierii, cu visadurile. Dacă s-au depus fermii, și care își mai depun în funcție de câte animale au, pe trupul de pășune. Poți să-i dăm la toți, după fiecare vor mai mult. Nu, am ceva de scurt. Aș vrea la cine dați anul ăsta pășunii, să vă orientați dacă și-au încheiat atribuțiile față de curățitul visadurilor. Am dat dispoziții. Am făcut o comisie prin care, începând de luni, mergem la verificăm, vine și de la camera agricolă și verificăm toate pășurile. Deci eu asta cer, dumneavoastră veți fi împuternicit, am înțeles cu domnul viceprimar, cine nu și-a curățat islazul să nu îi se dea, părerea mea, dacă nu trebuie să facem asta ceva. Cu siguranță. Pentru că mulți ar vrea să aibă islaz și nu pot, da? Sunt pădurit islazul, deci ai văzut și domnul Ivan, ai văzut, da? Eu asta am avut discurs. Ei trebuie să curățe islazul. Ei trebuie, cine ia concesiune. Concesiune, trebuie să plătească o revedență plus întreținerea lui. Plus întreținerea lui. Și trebuie verificată. Întreținerea care s-a vedea de întreținerea lui. Trebuie hectar anual plus întreținerea lui. O face an de an. Ați citit la 4, deci v-ați nu contează, deci, la proiectul 3. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Am votat. Domnul Bard, au votat? Da. 4. Proiect de operare privind aprobarea documentației de atribuire și la modelul de contract în vederea concesionării prin licitație publică deschisă a unui lot în suprafață de 1000 metri pătrați situat în extravilanul satului Sfântul Frumoasa, punctul Curături, parte din domeniul public, identificat prin plan de situație. Vorba de terenul ăla unde avem la Nova Vasuri, care a... Cum zice? Nova? Nu. Depinde ce îi câștigă licitația. Bineînțeles, la solicitarea lui... La solicitarea. Da. Eu aș avea ceva puțin de comentat pentru omul de coment, a părut ceva exagerat. Acum rămâne la aprecierea cu colegilor mei. Am dat cuvântul? Da. Am văzut că e 5 lei pe metru pătrat, ar veni 5.000 de lei pe an, 1.000 de euro pe an. Părerea mea, ca să ajutăm tinerii, că normal ești cine iau să fie, nu știu, știi, cine licitează ei, e mult să plătească pentru 5 prăjuni 50 de milioane pe an, 5 lei pe metru pătrat. Un 2 lei, un 2, 3 lei să facem, totuși știți ce... Așa am mers la toți, știți? Depinde dar e extravilan, trebuie să ținem cont că e extravilan și e un teren care eu nu riscam niciodată să fac acolo ceva, o investiție. Că și apa, omul ăla a investit mult acolo.
hai să facem cumva să-l ajutăm. Noi dacă îi luăm 5.000 de lei, eu nu cunosc, dau cine e acolo, e multe, 5.000 de lei, ce profit mai are? Hai să punem un preț mai mic. Cum ziceți dumneavoastră? La început, dar înțeles. Dar eu nu mai știu acum să s-o modifică legea, nu Consiliul Județean la extraordinar de autorizație și procedura de licitație. Nu, nu mai știu, eu așa știu. Licitația o aprobăm în Consiliul Local. Nu Consiliul Județean, dacă e extraordinar. Nu. Autorizații li se dădeau de Consiliul Județean. Păi da, de asta. Dar acum tot. A, nu, nu mai știu. Avizul. Eu fac o propunere de 2 lei pe metru pătrat. Altul poate să fac o propunere altcineva ca să... Să fie treaba. Nu, e bine, dar mă gândesc că e diferența primarii. La alții le-am dat cu 5 lor. Da, e intravilan, domn primar, alții. La ăsta e extravilan. Și vă dați seama, zbostieți acolo. Omul ăla a curățat acum. La Baciu, la Baciu, Iulian. Hai, lasă la Baciu. La Baciu e altă treabă. E aceeași treabă. Da, da, da. Tot inundabil. Și Baciu are și intravilan pe acolo. Cum spuneți, cum apreciați? Eu am făcut o propunere. Cu 2%. Cu 2 pe metru. Deci punem la vot. Cine este pentru propunerea, prima propunerea pe hârtie, care e proiectul de hotărâre? Cu 5 lei, cum da. E inițială, da? Cine este pentru? Cu 5 lei pe metru pătrat. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Votați, nu? Deci au trecut cu 5 lei pe metru pătrat. Da. Proiectul hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrării Publice și Administrației prin compania CNI, amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, modernizare, drumul local în satele Balcan, Frumoasa, Schitu, Comuna Balcan, Jos Bacala. Aici spune domnul Gândadin. Acolo valoarea proiectului la Căpățână e 30 de miliarde. Nu-i bun, dar vreau da, cel mai scump proiect acum, ca și preț, față de toate... Nu m-ați aprobit bani. Zic că am fost vreo 2-3 ore la București. Nu sunt șanse, acum să vedem. Și celelalte obiective care sunt? Erau prezentate. Da, dar nu așa, că eu habar n-am. Nu, în expunere. Dar puteți spune... Din memorie, la Balcan Marginea. Unde? Strada Școlii, strada Bisericii. Care-i strada școlii? Nu, eu votez pentru, dar nu știu. Bine, la Balcan Marginea, strada școlii vechi. Lângă izvor în Balcan. Și continuă până la Biserica Veche. Da, ia sunt partea mea. Trebuia făcut acolo. Da. La Dragonier Leau, de la Munteanu și până la Ion, Ion care o lucra la noi, la Ion Hâlbore. De la Hâlbore. Hâlbore? Da. După aia în cartier, la Balcan, nu, avem și la Balcan, care păsera. Nu, doar Balcan Mașina avem. Așa. La Balcan Mașina. Da. La Frumoasa avem cartierul, 3 străzi. După care la Popovici. La Popovici, la Crina, la Marli Blond, Miricica, Cantina. Și la Schită. Și la Parc. La Schită e Căpățână. Căpățână la Schită. Atât? Este incorrect, dar este urița la Valer Bucătar, este urița la Dăbureanu. Ălea le facem din buget local. Eu v-am spus că votez pentru, eram curios să vedem. Nu, deci proiectantul când a făcut, o spun încurcă, sunt mai îngusti la alte categorii, să nu încurci la proiect. Și credeți că Căpățâna e eficientă cu drumul acolo când mai sunt 10 familii? Eu așa știam, da, că se fac lucrări de investiții, dar trebuie făcută, eu sunt de acord, și un gândar, pentru mine mă bucură faptul că se face. Spuneam că poate schimbați cu ocazia asta și grătarele de la parcarea din Frumoasa, de la Biserică. Da, vorbit, îi facem. Să vină. E bine. Nu că le schimb, îi luăm de tot, fiindcă am făcut șansă la deal, am făcut un șans mare la deal, nu mai vine apa la vad, îi luăm și punem pavele și acolo. Da, avem un plan acolo, un proiect, să vedem cum iasă. Da, nu, eu mă gândeam că de la Frumoasa putea să luați câteva și să faci câteva uliți care sunt slabi. De exemplu, la Dăbureanu are 7 metri, ori plățim. La Bucătarul Valer, la Găbureanu, la domnul Muraru. Da, un exemplu la mine, că la mine oricum nu se va face, că se iau. Sau la Munteanu, de exemplu, la Șoric, acolo, este chestia aia, că el ne inundă pe omul ăla, bine, nu intră aici, dar acolo trebuie să prindesc, e o problemă cu... De ce bani vin acum în cazul a fost și ieri a fost în ședința locală? Să dea Dumnezeu să vă dea bani, dar eu știu.
Să dea Dumnezeu. Eu văd. Să dea Dumnezeu. Dar ne-am bucurat, să știți. Nu putem face tot anul ăsta la anul. În 4 ani de zile, ce am promis, eu zic că fac. Și o să facem. Să dea Dumnezeu. Împreună, bineînțeles. Lucrarea probă, lucrarea. Să punem la vot. Cine îți pierd? Toată lumea. Nu primați cu amendamentele alea care le-au. La Ludaș? Da. Da. La Ludaș mai sunt două spre tot, așa sunt gusti, la gusti, alte categorii, tot un gen local am scris, poate. Da, tu știi că mai e și pe câmp problema aia, mereu ne inunda. Podețul acela, acolo ar trebui... Podețul la diverse, fii gata de acum. Nu, dar se legate și să zic asta acum. Și oricum n-am depășit domnul Nino. Nu, nu vă ziceam de asta. Mai este vreo unul? Nu. Divers. Eu zic patru la divers. Păi, dar haideți să hotărâm cât vorbim. 3 minute, 5. Eu 2 minute și am terminat. Nu, nu, nu-i vorba de asta. Hai să faceți, doamna secretară. Sau nu, regulamentul, să modificăm regulamentul funcțional. Dar nu scrie câte minute. Dar se poate limita. Scrie câte minute. Să scrie. Se poate limita. Dar omul discute. Mai să vorbească pe subiect, nu să o iei pe arătură. Dar da, nu poți să nu-i interzici omul care. Da. Dar totuși, totuși. Păi fixăm exact cât. Vorbesc, dar tu mai vine nicio neagră, dar mă merg de o lință. A durat și o ședință mai mult de o oră și ceva? Dar eu am ideea cum dă voi, domnul președinte, să spuneam de podețul acela, fiecare an inundă, la fiecare ploaie, toată apa care se scurge din deală, pe sub podețul acela și vine peste noi. Ar trebui rezolvat, dar știți problema cu... Ar trebui vorbit cu proprietarul terenului. Am vorbit, nu vrea să fac șansă. Fac o soluție, nu sunt, nu există. Noi suntem inundați acolo în fiecare an. Nu s-a luat în calcul podetul acela, dar e o problemă, să știți. Dar care podet? De la întâlnire și vecina de la deal. Toată apa din deal și vecinile peste drum. Poderită și acolo zona aia de... Acolo poți face, mereu să fie inundați. Toată apa de pe deal acolo. Dar părâmul babei nu mai face față? Sau... Mereu poți, acolo fost cânipiști. Era mic de câte ori. Ploaia era cu căldură așa mai vesele. Dar cu vreo unei sume, proprietarul terenului. Am schimbat terenul la departe. Nu știu, dar... Vă rog, poate să-ți rezolvă. Aceeași problemă și la Soșa, la Valea. De acum încep cu oaie. Da, nu acolo se vin, patru ani ăștia. Dar nu a terminat, vedic. Nu a terminat, dar trebuie să și iei de acolo acele. Vezi, dar nu a terminat. Lițene, cum să zic eu, eu nu pot să-mi spun lor, dar trebuie luat. Mie mi-a spus chiar vecinii de acolo. Și să fac curățenie. Eu am vorbit cu ei, la vedic, și au spus, cum termină, faci curățenie exemplare. Nu ai 200 numai de sări. Da, dar să nu se încadreze, că din mai vin apel. Eu nu zic răutate, dar văd ce am făcut. Și altceva, la domnul, eu așa e, domnul, zice acolo că este apă la biserică, la barn acolo, este apă la biserică. Unde a spus buldozer? Este o lună dacă a venit o apă și cum a făcut acolo. Hai să luăm un buldozer, să luăm un buldozer, să facă treaba acolo. Uite, domnul Ivo a văzut aici acolo. Da. Și am fost chiar împreună și am văzut niște lucrări pe acolo, care o să le mai discutăm. Atât, nu mai comentez mai mult. Uite cât am tot zis domnul Gânga, da. La Irini, la Gudea, eu așa îi zic acolo, cred că cel mai simplu ar fi lărgită albia. Poate o să spun ce n-am făcut eu la vremea aia. Și așa au fost atunci. Acum? Eu zic acolo, dacă vă duceți cu 5-6 metri și mai ales, dacă găsiți acolo pe terenul primăriei, puteți să rupiți din partea asta, dreaptă, în mal și nu mai aveți treabă, că acolo e îngustă. Și mai este acolo, și mai este într-un loc, la Toma. Exact aceeași treabă, că apa face și îi zbești în drum.
10 metri, domne, și tu mă pus rachetă și nu mai aveți treabă cu nimic. Bani nu cred că o să fie diguri din capăt în cap. Dacă și s-a rezolvat problema. Sunt două puncte vitale. Da, sigur, și uite acolo rupt. Da, așa a fost atunci când le-a rupt. Nu erau diguri, făceam diguri. Și uite, domnul Barna țin. La Petrica Zoiță are 45 de ani, tot de mine, adică tot de mine coordonat. Eram diriginte la clasa 10-a când s-a făcut primul zic. Și țin, din piatră. La Pitivul ăla nu era, așa beton, era, atunci. Era o singură firmă de stat cu betoane, pe departe să faci dig de beton în 2000. Care nu știe, acum dar nu ne dădea voie pentru că era chestia ecologică. N-aveam voie, ca și digul de la Frumoasa și de la Balcani. Nu ne-au dat voie să-l facem din beton, din piatră, plasă, nu știu ce boală au băgat, e păsle. Așa era atunci. Foarte bine că se fac, dar eu nu, o idee, faceți cum vreți. Nu? Dacă mai vreți cineva, sunteți la diverse. Nu, la diverse. Da. Să vădim mult. Trebuie să-i dați răspunsul, domnule. Mai greu de cap, așa. Trebuie să vorbiți un pic mai tare. Da, domnul Leahu, a zis că vreți un răspuns pentru faptul că am zis că ședințele se cam pun când nu, poate când nu pot eu ajunge. În ce dată suntem azi? 31, ultima zi a lunii. Dacă ați avut timp să faceți o contabilitate a procesului verbal, puteți să, când mai aveți un pic de timp liber, să faceți și o revizuire a ședințelor din ultimii 4 ani. Veți constata că în mod normal, ședințele erau în ultima săptămână a lunii. În momentul în care se afla că eu nu sunt prin localitate, că eu mai plec de prin localitate, de așa e. Nu știu cine. Hop, aveam ședință în prima săptămână, a doua săptămână și părerea mea este că s-a făcut intenționat acest lucru. Pentru a încerca să se scape de mine din Consiliul Local, în mandatul trecut. Pentru ce să scape? Pentru că nu vă convine prezența mea aici. Mă, chiar îmi convine. Nu știu, chiar am început să te iubim. Foarte bine. Mă bucur, ați mai învățat să mai faceți niște acorduri, să mai vorbiți. Să mai... Și a doua problemă, luările dese de cuvânt și lungi, a spus dumneavoastră. Așa am înțeles eu și vă rog frumos să mă iertați, să reprezint interesul cetățenilor care m-au votat. Să intervin în problemele care sunt pe ordinea de zi în Consiliul Local, să le reprezint interesul, așa cum cred eu și cum pot eu mai bine. Dacă am intervenit de prea multe ori, îmi cer scuze, nu știu, pentru dumneavoastră e de prea multe ori, pentru lumea cu care stau de vorbă e de prea puține ori, toată lumea, zice că, toată lumea spune că sunt întrerupt. Văd că dumneavoastră ați venit să... cel puțin printre rânduri, sesizez că ați venit în Consiliul Local ca să mă combateți pe mine. Nu am nici cea mai mică problemă. Mă referiți la mine? Da. Pentru că în fiecare ședință ați avut câte o remarcă cu privire la adresa mea. Ciprian, eu nici nu-mi pun mintea cu tine. Asta în primul rând. Da? Eu am o vârstă, tu ai o vârstă. Exact. Da. Și eu am fost prieten foarte bun cu taică tu. Știu. Ai crescut sub ochii mei aici, exact. Și n-am ce să am cu tine. Din contra, așa ați lăsat impresia. Din contra, la ședința trecută la început, intervenția cu procesul verbal, a intervenit la doamna secretar, nu știu câte ori. Am rămas surprins, neplăcut, atitudinea ta față de o doamnă, primul rând. După aceea, ai făcut vârf la movil, așa cum spunem, la proiectul cu inventarul. Și mi-am dat seama că tu abar n-ai ce înseamnă un inventar. Dacă la școala frumoasă, o, e o școală, frumoasă, e o școală, un inventar așa, păi dați dai seama aici câte teancuri trebuie să aduci aici? Acolo, cum a spus doamna contabil, a fost o chintesența inventarului. Ați venit dumneavoastră și ați început. Că pantofonare și returi, că nu știu ce, că blocatoarele de ce nu s-au folosit. Din contră, echipamentul poliției trebuie să în echipamentul poliției se deja acel. Când le-au folosit, când nu le-au folosit, dacă nu le-au folosit, înseamnă că lumea este educată și nimic pe lucrul ăsta. Dar trebuie să există. Da. Printre altele.
De aceea, nu am tremurat cum mi-e frică de tine. Am ajuns la culmea și am rămas surprins, neplăcut, de atitudinea ta, că te știam altfel de băiat. Crescut altfel. Asta e tot. Exact. Dar m-am calmat, așa că, domnul mai văd la școală, cam să tremuram în fața părinților sau genitori. Mă cunoști foarte bine. Deci 4 ani de zile o să aveți timp să vă lămuriți că eu am un singur scop. Păi, aici. Să fiu transparent, da. Să reprezint interesul cetățenilor. Când mă adresez doamnei secretare, nu mă adresez unei doamne, mă adresez unui angajat care trebuie să-și facă treaba și trebuie să fie competent pentru postul pe care îl ocupă și pentru care este plătit din banii publici. Limba de lemn folosită pentru a impresiona audiența asta care o aveți dumneavoastră și care poate fi manipulată foarte ușor, mie nu-mi place. Deci argumentul ăsta că v-a displăcut cum m-am adresat față de o doamnă. Eu am vorbit cu un angajat care încasează niște bani din bugetul public și care nu-și face, sau mi s-a părut mie că nu și-a făcut treaba cum trebuie. Asta e concluzia dumneavoastră. Păi, exact. Concluzia mea. Exact. Dar v-am spus, vom vedea. Domnul președinte, nu m-a legat ceva de carturile astea de alimente. Uitați un pic, mai aveți domnul. Mulțumim de răspuns. Da. Cardurile mai sunt în comună care nu au carduri. Cardurile astea de la alimente, am înțeles de la o persoană că s-a dus, trebuie să semneze bătrâna. Sunt persoane care sunt în etate și copiii nu le de voi. Semneze pentru că ori nu văd, ori nu... Și s-a dus, vă spun, la cine, la doamna Iremia, are 95 de ani și nu vreau să semneze. Și dacă nu a semnat bătrâna, nu i-o mai dau cardul. Și am zis că și cine mai sunt, dacă mai merge, să nu semnează bătrânul. Nu, dacă nu semnează, nu e. Omul să știe. Băi, dacă cheamă copil, dar nu trebuie să... Atâta trebuie dovadă. Care, peste 80 de ani, nu are venit și se dea card. Eu părere. Și bătrâna trebuie că în fiecare zi la mâineri să mănânce de 40 de lei o masă caldă. Da, ia duce copilul, nu-i de azi, dar nu-i lumătate deloc. Dacă nu a semnat, nu trebuie. Nu semnează, că are 95 de ani. Pune degetul. Da. Și dacă pune de acolo, asta e legea, ce poți să-i faci? Și dacă pune acolo, pune... Păi nu pune, da. Dacă-i frică da, să da, nu pune, dar nu-i treaba primăriei. Nu. Noi dăm cardurile, noi livrăm, dar trebuie să-i ajutăm. Dar pune unde dosarele le face. Procură. Deci dosarele dosarele vin de la persoanele vin de la Bacău, tabel, care în primele, prin mă bărbui, 75 de ani, stai de pensie până în 8 milioane. Până 8 milioane. Da. Dar măcar să fiu în prezența unui copil, că nu semnează bătrân. Nu mi-a spus, băi, Petrică, nu semnează. Atât. Trebuie de dacă ești mișor sau acolo, nu trebuie. Procuram, nu declaram ședința închisă.